Primăvara a ajuns și în piețele agroalimentare din municipiul Pașcani. De câteva zile, la tarabe se găsesc verdețurile mult așteptate, precum ceapa verde, ridichile, salata, mărarul, spanacul și multe altele. Piața s-a umplut de prospețime, iar clienții au de unde alege pentru a pregăti o masă sănătoasă, plină de vitamine. De aici cumpăr, de la fată. Da. De aici cumpărați mereu, da, înțeleg. Da. Așteptați cu nerăbdare să apară verdețurile pe tarabe? Sigur că da, ce să urmăști, toate cumpărăm. Majoritatea verdețurilor din piețele pășcănene sunt de la legumicultori din localitatea Brătești, comuna Stolniceni-Prăjescu. Tanti Agafia este din acel sat și aduce marfă în piață de 10 de ani. Ca să meargă vânzările, lasă orice legătură de verdeață, ceapă, spanac, lobodă sau ridiche la doar un leu. Ce ați adus acum de tarabă? Ridiche, ceapă, salată, spanac, mărar, pătrunjel, leuștean, lobă de ce doriți, rădăcinoasă de toate. Cumpără lumea? Cumpără, na. Ce să facem? De cât timp ați ieșit cu verdețurile pe piață? Eu am 4 zile de când am ieșit, că de-abia acum au ieșit, prima recoltă acum au ieșit, că n-am fost mai devreme, că na. Și acum am ieșit de 4 zile pe piață. Le aveți în solar sau cum le aveți? În solară. În solar, legume, verdeturile astea și ceapă ridică în solar. Așa, așa e, afară e mărunțică încă. Am fost și ridică și afară, dar de rasare aici, acolo. Ce prețuri au verdețurile de acum? Le-au legătură. La toate? La toate. Pe așa se spun, le-au legătură. Lucrează pentru această producție de la începutul anului în solarii. De la jumătatea lunii ianuarie am lucrat în solare, la gunoi, la săpat, la astea. Din la jumătatea lunii ianuarie lucrăm, ia că acum e april. O altă doamnă din același sat vine dis de dimineață cu marfă proaspătă la tarabă. De azi am venit. Astăzi este prima zi? Da. Atâtea cât ridichi, salată, verdețuri, zarzavată adică. De unde sunteți? Din Brătești. Și cu ce aduceți toată marfa? Cum pot? Mai găsesc o ocazie, mai... Vă aduce cineva cu mașina sau de regulă, da, la microbus? Nu, mașina. Cu mașina vă aduce. Bun, e o legătură. Și cumpără lumea? Cui trebuie, cumpăr, cui nu. Marți a fost prima zi în care a ieșit pe piață cu verdețuri de primăvară. Tot un leu legătura. Este un preț modic, spune ea. Mai lăsăm, na, dar ce să faci? Mai ales ceapa anul ăsta nu prea merge. Ridici puține că a fost frigul ăsta și nu s-a făcut. Și trebuie să te împaci cu omul. De câți ani lucrați în legumicultura? Și începul Ceaușescu și după... De mulți am venit, da, pe piață. Ei. La ce oră vă treziți ca să veniți la piață? La 5:30 în fiecare zi. Tot în piață se găsesc și urzici sau leurdă pentru cei care vor să gătească după rețetele de altă dată ale bunicilor.